Începem, dăm location. Concursul foarte simplu, în care discutăm cu cineva la telefon, uh-huh, și începe să ne descrie locul din care ne sună, fără să ne spună cu exactitate locul din care ne sună. Pe WhatsApp încercăm să ghicim, iar primul care spune răspunsul corect ia acest premiu surpriză marca Virgin Radio. E marci Virgin Radio, doamnelor. Băi, noi am văzut mărciul și nu avem voie. Da, n-avem voie încă să spunem despre mărci. Îmi stă pe vârful limbii, așa să vă zicem. Dar promitem că foarte în curând, în super curând, vă spunem. Hai să jucăm, dăm location. Așteptăm să vedem pe bună cine vom avea astăzi la telefon. Ia, nu cred. Hai să vedem cine pică. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Ești cum gata vă numiți? Să... Aurica. Aurica. Da. Da. Ești gata să ne jucăm, dăm location? Ești în mașină. Da. Bun. Aurica, ești în mașină în momentul ăsta, se aude, da? Da. Aurica, spune-ne ce vezi în față. Dar descrie-ne tu așa. Deci eu văd în față un cer întunecat. Oh, bun, mama a început. Așa. Copaci cu multe frunze căzute galbene. Wow. Și multe mașini. Aoleu, dar ce bine joacă Aurica. Foarte a început bine. Perfect. Mai avem 50 de secunde. Aurica, da. Mașina din fața ta este scumpă sau mai ieftină, așa? E medie. Ok. E gunoi pe jos, Aurica? Sau e foarte curat? Nu. Pe stradă este curat, pe trotuar este murdar. Wow! Oh, câți deci... oameni sunt acum în raza ta vizuală? Câți oameni sunt pe stradă pe jos, nu în mașini? Trei. Pietoni. Deci trei pietoni, ok. Pietoni, da. Așa. Da. Vine ambulanța, numai puțin. Facem pauză. Hai că stai puțin acordă. Să treacă ambulanța. Ambulanța vine sau se duce? Nu ambulanța nu este pe sensul meu de mers. Bun. Pentru că dacă era pe sensul meu de mers și venea din sens invers, făceam loc cât puteam și invers la fel. Deci ai loc, ai loc. Înseamnă că ai mai mult de două benzi pe șosea, da? Pe stradă. Da. Ok. Da. Bine, Aurica. Ce mănânci, ce mănâncă de obicei oamenii din orașul tău dimineața? Covrigi. Covrigi. Dar nu mănâncă acasă? N-aveți bistrouri din astea? Restaurante fancy? Scumpe? Avem, dar oamenii nu mănâncă. Câte aveți? Acum, multe. Multe? Auzi, aveți un centru de ăsta de business în oraș? Adică unde se delimitează așa orașul, e zona de business, zona oamenilor cu bani, zona oamenilor... Nu! Nu? Nu, 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 nu. Bun. Nu. Bun, bun, bun. Zine, ai ajuns acum mai departe? Ce vezi? Ce magazine vezi în jurul tău? Ce clădiri? Niciunul nu văd. Oh, așa, jale. Așa? Niciun magazin, dar e când? Magazin nu. Nu. Ah, hai zi, zi începuse-i. Da, nu văd. Nici o clădire, măi, nici o clădire. Nu văd din cauza peisajului. Păi ia zi-ne, care-i peisajul pe care l-ai în față? Mai descrie, în continuare. Pe lângă ce? Abia acum văd ceva interesant. Ia da, este o clădire... apărută în oraș după Revoluție. Este o construcție foarte mare. E turnul lui Ștefan. Ei, nu. Și este... E nouă. Folosită... s-a învechit, dacă e după Revoluție... A, deci e 90 făcută, dar e foarte mare, zici? E o fabrică. Nu. E o carmangerie? Nu. Dacă era carmangerie așa mare, le dau locuitorii și mâncau dimineața numai hamburger, numai ceva așa. Am înțeles. Păi zine ce clădire e, asta auzim. Poftim? Ce clădire e? Vreți să vă spun da. Ce clădire este? Da. Este Ring Grandu. A, nu mă așteptam să zici chiar brand-ul, puteai să zici hotel, dar... Da. Ne-a gata, da. Am aflat cu toții dumneavoastră.
Super. Păi, dacă mi-ați spus, da, nu, dacă nu. Spus, mă așteptam ce fel de clădire e hotel, dar mulțumim acum, salutăm și domnul Negoiță sau cine, nu? Am înțeles. Aurica, ești din București. Da. Foarte bine. Ai jucat foarte bine, să știi, a fost extraordinar. Foarte mulți oameni au zis că ești din Buzău, că ai dat-o cu covrigii. Păi nu, că toată planeta mănâncă covrigi, cred. Da, mă rog, când era în state, mânca doar bagels, da, mă rog. Atunci, da. Mulțumim tare mult, să știi că ai luat premiul, ai jucat foarte, foarte bine și așa să tot jucăm, dăm location la Virgin Radio. La 63 de ani speram să joc așa bine. Wow! Auzi, tu ne-ai dat mesajele trecute? Nu v-am dat mesaj, dar am sunat pentru că vroiam să câștig eu singură ceva, să-mi fac un cadou, că eram împlinit 63 de ani. Oh! Dar bucuroasă că m-am prins astăzi. La mulți ani! Mulțumesc! Mulțumesc! Care-i secretul tinereții la 63 de ani? Nu mai este tinerețe, dar munca. Acum eu mă duc la muncă, la 63 de ani, sunt pensionară, dar mă duc la muncă. Doamne, ce muncești? Și mă întorc pe la 6 tot la muncă. Am o afacere. Ah, ce frumos! E foarte bine că... ai zis gata, ies la pensie și stau acasă. Să știi, munca înobilează, cum se zice. Nu. Te felicit. Dar am muncit. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare că bine că v-am auzit. Dar și noi, ne-ai făcut dimineața extraordinară. 12 ani m-a pus să ascult Virgin Radio și ascult Virgin Radio de nu știu câtă vreme. Iată ce drăguț! Ești deci extraordinară, îți mulțumim, ne-ai făcut ziua și sunt sigură că întreaga țară spune același lucru. Uh-huh. 63 de ani, așa de young, n-ar fi zis nimeni. Vârsta nu contează, e doar un număr. Avem pentru tine un buchet de trandafiri, să știi.